Bună ziua, bun găsit la Lux Sport Live, sunt Gianina Iacob. Astăzi debutează noul sezon din Superliga Națională de Polo Masculin în exclusivitate pe canalele Lux Sport. Mai precis, va fi la ora 20 partida dintre CSM Oradea și Sportul. Însă astăzi, alături de mine în studio, sunt două domnișoare foarte frumoase. Nici nu v-ați imagina ce sport ar face, pentru că sunt atât de frumoase încât l-ai putea vedea pe podiumul de modă. Ei bine, ele fac polo. Tocmai de aceea ne-am gândit să facem așa o legătură între poloul masculin și poloul feminin și, bineînțeles, astăzi să punem accentul pe poloul feminin. Dragilor, mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația mea. Este vorba de Caterina Silișteanu și de Chelsea Granda Bura. Am zis bine? Granda Bura. Așa. O să mă obișnuiesc până la finalul emisiunii. O să vorbim și despre acest nume al tău foarte frumos. Dacă, nu știu, te-ar vedea cineva pe Instagram, pentru că tot e la modă, ar spune că nici nu ești din România, nu ești româncă, ci din altă țară. Exact. Mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația mea. Ecaterina este în clasa 11-a și are 16 ani, aproape 16 ani. Da. Iar Chelsea are în curând 21 de ani și este 20 de ani. O să împlinească în curând 20 de ani. Și este capitanul echipei Dinamo. Voi reprezentați Dinamo în poloul feminin. Da. Haideți să vorbim așa, pe rând. Chelsea, pentru că ești mai aproape de cameră. De ce ai ales să faci polo? Păi, a fost o influență din familie, fratele meu practica polo și părinții au vrut să mă duc în aceeași ramură pentru că le plăcea foarte mult ceea ce vedeau. Și eu, cât timp eram mică, mereu mergeam la meciurile lui, bineînțeles. Și m-a atras și pe mine, pentru că era o chestie nouă, era o chestie, o ramură nedezvoltată, un sport pe care nu-l practică toată lumea, un sport care necesită mult mai multă implicare. Adică toate sporturile necesită implicare, dar polo e, nu știu, e o artă aparte, fă să spun, și asta mi-a atras multă atenție și mi-a plăcut și am vrut și eu. La tine, Caterina, cum a fost? La mine a fost o întâmplare foarte neașteptată, pentru că eu făceam un not de performanță la Dinamo și la un moment dat devenise așa foarte apăsător, foarte greu și începea să se ducă plăcerea aia cu care veneam eu inițial la bazin. Și atunci le-am văzut pe fete antrenându-se, trăgând la poartă, mai glumeau, mai nu știu ce în timpul antrenamentului și am zis să încerc și eu, poate îmi place și m-am îndrăgostit de la primul antrenament. Ce era diferit? Te întreb pe tine că tu nu ai început Chelsea cu notul înainte, nu? Nu prea. Bun, de asta te întreb pe tine, Ecaterina, care e diferența între un not și polo? Este o diferență foarte mare. În primul rând, clar, este polul este un sport de echipă, notul este sport individual. La not este foarte, foarte greu și efortul este imens. La polo, acest efort este mai diversificat, pentru că, într-adevăr, avem și antrenamente doar de not, dar avem și antrenamente cu mingea. Și este mult mai interesant cumva, adică mie mi se pare mult mai interesant poloul decât înotul. Mie mi se pare incredibil cum e acea vorbă, calci apa, adică stai pe loc și calci apa și nu te neci, adică nu pur și simplu îți păstrezi echilibru. Cum? Multă lume nu percepe cum stăm noi pe apă, ne întreabă mereu cum stăm, dacă ne împingem de fundul bazinului ca să sărim, nu. Noi ne antrenăm picioarele, avem antrenamente speciale unde ne bazăm pe picioare, facem antrenamente pentru picioare ca să ne întărim musculatura și din contul propriei puteri stăm în apă și ne ridicăm. Și pur și simplu în apă exact calci apa, nu? Da, ai picioare alternative. Da, nu e complicat, de fapt. Da, pentru noi este o chestie normală, chiar nu putem să explicăm noțiunea asta. Te mai ajut și cu mâna. Oricum, și frații mei au încercat și au reușit aproape din prima, deci nu e atât de complicat pe cât pare. Te asimilezi repede când ești copil. Pentru maturi e ceva, ieși din comun, e ceva mai greu, dar copiii repede se adaptează. Da, și voi de câți ani faceți asta? În curând 8, la mine. Și la tine? 3. Mulți înainte. Mulțumim. Vă schimbă inclusiv starea de spirit în momentul în care faceți polo? Da, pot să spun, pentru că atunci când suntem sau la antrenament sau mai ales la meci, la noi mintea este concentrată doar
în sport, nu mai avem nimic prin prejur și sunt sentimente aparte, chiar în general ca sport ai sentimente aparte și oamenii care nu fac sport nu știu ce e asta și chiar n-au simțit. Chelsea, haideți să vorbim un pic despre numele tău. Chelsea Gandra Bura. Gandra Bura. Gandra Bura. Da, e puțin mai complicat. Bănuiesc că nu o să-ți dorești să ți-l schimbi prea curând, nu? De unde Chelsea? De unde Gandra Bura? Când eram abia în vârsta mamei, tatăl meu lucra în Londra și pentru că erau influențele alea engleze. Este acolo un cartier cu numele Chelsea și majoritatea fetelor acolo poartă acest nume. Mi s-a părut un nume foarte frumos. Voia să fie un nume deosebit pentru mine, pentru că m-a așteptat foarte mult și voiau să am un nume deosebit, mai ales că fiica lui Bill Clinton este Chelsea și părinților mei au surus foarte mult această idee și m-au numit chiar în ziua în care m-a născut. Atunci mama m-a văzut și a spus că ea va fi Chelsea. Wow, ce interesant. Dar tu ești din Republica Moldova, nu? Da, din Chișinău. Uh-huh. Și familia ta unde stă? La Chișinău? Da. Și tu stai aici, în București? Da, deja al patrulea an sunt la București, pentru că m-am mutat pentru Dinamo. Serios? Da. Mă gândeam că poate ești însoțit aici de familie, că... Nu, nu, sunt singură. Ce tristă a sunat asta, sunt singură, nu? Da. Am echipa. Ai echipa. Și cum, stai singură în apartament? Te ocupi singură de tine la 20 de ani? Stau cu o colegă care la fel este cea mai bună prietena mea, care a făcut polo, de acolo ne știm. Și acum stăm împreună. Și ne vedem singură de viețile noastre. Și e mai bine așa? Decât cu părinții? Uh-huh. Păi avem deja o vârstă, o vârstă la care trebuie să... Știm singure cum să ne adaptăm vieții sociale, vieții de matur. Nu poți mereu să stai cu părinții. Și chiar faptul că am plecat de vreme de acasă m-a ajutat mult în viață. Deci tu practic ai plecat de acasă la 15 ani? Da. Cum e relația cu ai tăi? Cum vorbești foarte cu ei? Foarte bine. În fiecare zi? Nu pot să spun că vorbim în fiecare zi. Avem relație foarte strânsă, mă înțeleg foarte bine cu ai mei. Sunt foarte recunoscătoare părinților mei. Dar nu vorbim în fiecare zi, vorbim când avem chef să ne sunăm unul pe celălalt. Adică cumva e o relație liberă, da, și între tine, da, și ei. Nu e presiune să nu, știe nu, tot nu, timpul nu. Ce faci nu, și știu ce ai mâncat. Au încredere în mine. Pe asta se bazează. Ecaterina, tu pe lângă faptul că faci polo, ești și o artistă, în adevăratul sens al cuvântului. De ce? Pentru că acum faci pian, sau ai făcut pian, dar oricum știi să cânti la pian, nu, la fac. Tobe, în cor, ai făcut și tenis. Da. De ce și latura asta artistică? Cine te-a îndreptat către ea? Părinții mei. Sunt foarte norocoasă cu părinții mei și sunt foarte recunoscătoare pentru părinții mei. Mereu ne-am împins să încercăm cât mai multe lucruri, cât mai diverse, să vedem ce ne place cu adevărat. Momentan eu fac de toate, adică fac și muzică și sport. Am rămas cu ambele pentru că îmi plac foarte mult ambele. Și... Da, se împacă foarte bine aceste activități extrașcolare. Ce înseamnă că faci și pian și muzică și sport? Adică mergi undeva în fiecare zi să iei lecții sau să cânti sau să, nu știu, pur și simplu să fii acolo ca la un curs? Da, am lecții de pian particulare. O dată pe săptămână merg și fac pian cu o profesoară. Corul este în mod normal de 3 ori pe săptămână. Câte 4 ore de repetiție, adică destul de mult. Polo-ul îl fac în fiecare zi, de luni până sâmbătă, uneori chiar de 2 ori pe zi și asta îmi dă un ritm. Da, colegul nostru, Răzvan Ionașcu, a fost și a făcut un material cu tine, la tine acasă, alături de familie, de cei doi frați ai tăi. Haideți să-l urmărim și noi și apoi ne întoarcem în studio. Tu
totul e așa în trei dimensiuni, nu prea știi ce se întâmplă, ba striga antrenorul ceva, ba striga colega ceva, trebuie să fii foarte pe fază. Dar e și frumos. Când dai gol, când interceptezi o pasă, e foarte frumos. E un echilibru perfect, aș spune eu, între muzică și sport. Este cumva așa mai dur, cumva mai cu energie, trebuie să fii fizic vorbind mai activ. Pianul, muzica în general e așa mai mult o chestie emoțională, în care trebuie să fii mult mai delicat și să știi cumva cum să emoționezi ascultătorii prin muzică. De foarte multe ori întârzi la repetiții că am avut meci sau chiar nu mai ajung deloc. Și mă văd așa ca pe un fel de wow, forțoasa corului. Dincolo de bani, dincolo de faimă, dincolo de tot ce înseamnă, rău sau bun, toți acum mergem spre glorie. Nu ne e frică de nimic, cântăm cu toții cor, îi așteptăm să vină o arenă plină pentru meciul lor. Am început să fac fotbal la Dinamo și atunci am început să fiu suporter dinamovist. Îmi place acum, cred că îmi place mai mult basketul. Continu un pic fotbal dacă o să îmi găsesc și un club, pentru că Dinamo București CFS s-a desființat. Oamenii știu că atunci când înotăm, noi de fapt cântăm în cap ca să ne ținem un ritm. Venit în studio, felicitări! Ai interpretat acolo cântecul galeriei dinamoviste, din câte știu eu, cel puțin da. Știu de la handbal. Imnul oficial al Dinamo. Exact. Îl cânti pe ăsta și când ești în apă? E, depinde, nu prea, pe ăsta nu prea. Dar spuneai în reportaj că puțină lume știe că atunci când sunteți în apă, ca să vă mențineți cum ar veni echilibru, cântați? Exact. Și, în general, sunt cântece mai ritmate, așa, ca să avem aderență la brațe mare, da. Să vă spună ce zice și cântă Ianca. Mi-a zis acum la pauză. Ia zi, nu o să spun asta. Mereu când notăm, mai ales când avem de notat mult, atunci când trebuie să mergi cu brațul lung,
toate fetele cântăm în gând. Mm-hmm. Da. Da, e interesant la voi pentru că, din păcate, sunteți doar trei echipe mari și late în campionat, adică Dinamo, Steaua și Rapid. Uh-huh. Erați înainte, povesteam cu Chelsea înainte de emisiune, erați mai multe, 5 cu 2 în plus, doar că acum ați rămas doar voi. Vă descurcați și așa? Normal. Păi, bineînțeles, nu avem ce să facem, dar este foarte trist că am rămas doar trei echipe din București. Nu mai avem deplasări, pentru că înainte era o chestie aparte să mergi cu autocarul, cu echipa, să te înțe în autocar, să fiți în deplasare. Acum am rămas în București și e o monotonie. E o monotonie, nu mai e acea atmosferă ca înainte, știm mișcările echipelor adverse, ele le știu pe ale noastre și la junioare însă sunt mai multe echipe. Astea mici care vin din urmă au mai multe echipe, campionatul e mai complex și ele, așa cum învață acum, le este destul de ok. Ce mușchi vi se dezvoltă vouă cel mai mult? Brațele. Brațele, nu? Brațele, pot să zic. Și brațele picioarele. Și picioarele. Depinde de post, am putea spune. Uh-huh. Oricum, toată lumea notăm, toată lumea face numai pe uscat aceleși exerciții fizice și toate grupele musculare lucrează, chiar absolut toate. Da, pentru că mă uit la voi, arătați atât de bine, sunteți ca ieșite de pe podium sau pregătite să urcați pe podium, să spun așa. Și vreau să vă întreb, de câte ori mergeți la sală pe săptămână pentru a arăta așa? Noi nu facem așa sală. Nu face sală? Nu facem Dar ce sală. Exerciții? Facem un de antrenament încălzire pe uscat cu exerciții cu propria greutate. Da, cu propria greutate și după care în not și deja partea de polo. Adică avem trei secțiuni. Ok. Exerciții pe uscat, da. În not și deja exerciții specifice poloului. Deci în notul arde grăsimea, să spun în notul, așa. În not arde grăsimea. Cel mai mult în notul, da. Mă apuc să not iarna asta, mi-am propus să învăț să not. Ți-ar nu face știu. Foarte bine, vii cu noi. Da. Păi chiar mă gândeam, bine, e și o chestie cum ar veni spirituală, pentru că noi practic ne-am născut în primul rând în acel lichid amniotic în care stăm în burta mamei. Și e clar că pentru noi apa este primul element cu care ne familiarizăm. Mai apropiat. Exact. Și atunci ăsta este un motiv principal pentru care îmi doresc să învăț să not, fix pentru a mă conecta la copilul meu interior mult mai mult și la acea perioadă intrauterină, să-i spunem. Chelsea, noi avem un material pregătit și cu tine. Pentru că ți-am văzut pozele de pe Instagram, am văzut că te expui în momente foarte frumoase din viața ta, îți place să arăți bine, îți place să fii machiată, bănuiesc că tu te-ai machiat acum, noi ți-am făcut doar un mic retuș și vreau să-l vedem acel material. Am revenit în studio, da, băieții din regie în stilul lor caracteristic au spus că putem să mai dăm materialul și după publicitate, nu e nicio problemă, să ne bucurăm cu toții de ce am văzut. Îți place moda, nu? Da, prima emisiune pe care am văzut-o când eram mică, cred că era Next Top Model și acolo m-a atras, dar nu pot să spun că chiar sunt pasionată de modă și de tot stilul ăsta, ăsta este stilul meu, îmi place frumosul, îmi place să arate bine Instagram-ul meu. Și mereu când am posibilitatea să fac poze frumoase, le pun. Vis-a-vis de această propoziție a ta, îmi place frumosul, între voi, faptul că sunteți multe femei acolo, nu există și invidie? Cel puțin nu se arată chestia asta. La noi în echipă nu. Da, nu, cred. Nu, la noi în echipă nu. Față celelalte echipe nu știm. Noi suntem, foarte noi suntem chiar legate într-un așa, adică, calme. Da. Nu avem invidie între noi chiar deloc. Bun, după pauza de publicitate revenim în studio să dezbatem mult mai multe despre această viață într-un sport, viața voastră într-un sport parcă mai mult masculin, deși uitându-mă la voi sunteți atât de feminine și emanați blândețe și calm și feminitate, cu siguranță pe viitor, ce să zic, o să fie părinții voștri destul de îngrijorați, dacă nu sunt deja de acum. Revenim după publicitate.
Am revenit la Lux Sport Live. Chelsea și Ecaterina sunt astăzi alături de mine. Ambele sunt poloiste la echipa Dinamo. Fetelor, bun găsit din nou. Continuăm discuțiile. Chelsea, încep cu tine. Ești capitanul echipei. Cum ai ajuns? Prin vot. Nu știu, cred că inițial chestia asta a început pentru că involuntar mă impuneam drept lider. Mulți antrenori mi-au spus asta și am avut chestia asta... Era, cum am mai spus, involuntară. Motivam fetele și eram calmă și deja chiar după ce era chestia asta s-a propus să votăm capitanul și s-a votat și eu am ales. Adică eu am ajuns să fiu. Dar ce calități e nevoie să ai la polo ca să devii capitan? Nu trebuie să ai neapărat calități anumite, trebuie să fii un lider. Chiar dacă cuvântul ăsta e perceput de alții într-un mod oarecum arogant, dar liderul în echipă este o persoană foarte importantă, o persoană care conduce meciul, o persoană care trebuie mereu să-și păstreze calmul, toate că nu mereu îmi păstrez calmul, pentru că sunt emoții diversificate în polo, dar sunt mereu alături de fete, le ajut, dacă au nevoie de ceva, mereu sunt acolo să le explic chestii. Și ăla mi-a ajutat antrenorul, mereu se bazează pe mine dacă e ceva, dacă trebuie să fac o chestie în echipă, mereu îl ajut și o fac. O să avem un material și cu antrenorul vostru, însă până atunci vreau să mă mai lămurești puțin, pentru că în primul rând sunt eu curioasă. Dacă vin fetele la tine cu o anumită problemă, să spunem, ce le spui? Și îți dăm tu exemplu de o problemă pe care o poți spune și la televizor. De exemplu, strict legat de polo, chiar, da, de zi de zi mă întreabă fetele cum să trag, cum ar fi mai ok să mă poziționez și mereu le spun cu umărul în față, cu mâna mai în spate. Se poate spune că tu la 20 de ani ești cea mai experimentată din echipă? Nu pot să spun asta pentru că avem și fete din afară, din Ucraina, care sunt mai mari decât mine, care erau componente al lotului național al Ucrainei de mai mult timp și ele sunt mai în vârstă și au mai multă experiență decât mine. Dar la momentul actual, cât timp suntem în București, da, eu sunt. Și Ecaterina este mezina? Eu sunt cam cea mai mică de acolo, așa ca dar vârstă. Prinde repede, da, e o persoană multilaterală și prinde repede. E foarte sârguincioasă, ceea ce rar găsești. Te simți flatată. Da. Da, chiar o admir. Mă bucur chiar dacă e mai mică decât mine, o admir. Îi admir calitățile astea ei pozitive. Și îmi place că mereu muncește. Nu trebuie să fugi după ea să-i dai din urmă ca să facă ceva. Mereu face singură. Asta este chiar o calitate foarte importantă. Deci tu, practic, Chelsea, ți-ai câștigat de acest drept în echipă, chiar dacă nu ești nici cea mai experimentată în sensul de vârstă, mă refer, dar nici, nu știu, jucătoare străină, să spunem că vine din străinătate, unde a fost la mai multe cluburi și știe de acolo, datorită experienței, cam cum stau lucrurile. Tu ți-ai câștigat acest drept prin faptul că te consideri tu un lider, nu? Da, dar și fetelor... alea care sunt străinele, este greu să vorbească în română și nu au chiar acea conexiune cu fetele din România. De-aia eu, care sunt vorbitoare și de limbă rusă, vorbesc și le traduc în timpul ședinței, când antrenorul vorbește și explică chestii în română, eu le traduc în rusă fetelor ca să fie pe înțelesul tuturor. Și faptul că sunt mai apropiată ca limbă și cu partea din București și cu partea ucraineană, este asta. Ar fi unul dintre motive pentru care sunt capitan, cred. Hai să-l ascultăm și pe antrenorul vostru. La început a fost puțin, să spunem în ghilimele de rigoare, șocant. Este același sport, dar se joacă totuși altfel. Nu este la fel de dinamic, este un pic mai lent, dar sunt mult mai disciplinate uneori decât băieții. Devin mai disciplinate dacă își doresc foarte mult să realizeze un lucru. Dar, într-adevăr, la început mi s-a părut, să zicem, ciudat, dar acum am obișnuit și nu mai este nimic anormal, mi se pare chiar foarte frumos. Fetele de afară, nu-mi place că dați mingea prea repede. Așteptați să suie pe ea, să o apese. Hai, apasă-o. Hei, stop, stop, no. E greu.
E greu pentru că, vă dați seama, fetele sunt destul de tinere, devin, au capricile lor, au orgoliile lor și trebuie să fii un bun mediator tot timpul, un bun psiholog, să încerci să discuți cu ele, să rezolvi problemele care apar, sunt inevitabil care, probleme care pot apărea. Așteaptă să fie în centru, să-și ia poziția și așteaptă să termine de a apăsa Bianca. Scopul este să tragă obosită, nu să scrie acum. Scopul este să finalizeze șutul într-o condiție de oboseală, nu relax. Ele trebuie să înțeleagă că disciplina trebuie, mai ales pe durata antrenamentului, mai ales absolut în timpul unui meci, este lucrul poate cel mai important, este această disciplină, care este creată de atitudine. Normal, după ce ne terminăm treaba, trebuie să schimbăm un pic atitudinea și să putem deveni mai relaxați, putem discuta ca de la om la om. Bianca, pasă pe Obertine, hai! Ia-ți poziția! Apasă-o! Real nu pot să-mi dau seama dacă chiar așa este, dacă chiar îmi spun problemele exact care sunt sau găsesc motive uneori să se ascundă practic adevărul. Asta vă spun, trebuie să știi foarte bine cum gestionezi treaba, problema cu ele. Este dificil. Intră Olea cu Bianca, se duc în centru, una devine fundaș dintre ele. Îi dați pasul la centru, voi două, cea care este fundaș, o apasă 2-3 secunde, da? După care îi dau drumul să finalizeze. Cum e atunci când, să zicem, pierdeți un meci? Fetele plâng în vestiar? Oh, da, e tragedie. E tragedie. Sunt implicate, suferă, dar mi-aș dori mai mult să plângă în antrenament decât să o facă după meci, dacă sunt câștigătoare sau pierzătoare. Dar mi-aș dori să plângă în antrenament. Am revenit în studio, l-am ascultat pe Renciu Bertini, antrenorul fetelor de la Dinamo Polo, unul dintre cei mai mari portari din Polo, dacă nu cel mai mare din istoria României. Bănuiesc că sunteți și voi mândre că aveți așa un antrenor, nu? Normal. A povestit acolo ceva, că se mai plânge prin vestiar la înfrângeri. Ia, povestiți-mi voi mai mult. Hai, spune tu. Păi, normal, după fiecare meci e o descărcare imensă de emoții și unele plâng, altele țipă, altele trăiesc în tăcere. Sunt emoții mixte. Da, emoții depinde. Emoții mixte, fiecare da. Cum simte. Dar aceste emoții fac acest sport și mai frumos. Pentru că dacă nu am avea aceste emoții, n-am fi oameni, nu? Da, corect. Ce se întâmplă în momentul în care se plânge în vestiar cu antrenorul? Nu e antrenor cu noi în vestiar. Niciodată? Nu. După doar meci fete. Ne adunăm în tribună ca să vorbim despre meci. Vorbește el în principiu. Ne spune care au fost greșelile noastre. Dacă e mândru de ce am făcut, ne laudă. Dacă nu, adică în mare parte ne spune despre greșelile noastre ca să nu le mai... facem în viitor și după aia fiecare merge în vestiar și are emoțiile ei personale. Voi la poloul masculin vă uitați? Da, bineînțeles. Mereu. Chiar suntem foarte curioase pentru această cupă a României care va începe. Pentru că anul astăzi. Trecut s-a terminat totul foarte neașteptat, așa cum era Steaua campioană. Mulți ani la rând le-a luat de sub nas, cum s-ar spune, cupa CSM-ul și asta înseamnă sport, pentru că niciodată nu vei ști rezultatul unui meci și totul s-a decis în ultimul minut a meciului. Atunci s-a decis că CSM-ul e campioană. Dar ei vin la voi, Ecaterina? Să vă vadă? Bine, înainte că acum. Unii da, alții nu. Bineînțeles că nu mi-e toată echipa. Mai mult prietenii voștri apropiați, da. Nu? Așa ceva. Haideți să vedem un material de la Steaua. Au făcut cei de la Steaua TV, da, să-și promoveze, bineînțeles, și ei meciurile, la fel cum și noi dorim să le promovăm, pentru că, exact cum spuneam la începutul emisiunii, astăzi debutează noul sezon al Superligii Masculine de Polo, în exclusivitate pe canalele Lux Sport. Haideți să urmărim materialul. Aici am făcut junioratul, am jucat 2 ani de zile pentru
echipa mare, de la 18 la 20 de ani, după care am plecat, am fost plecat în străinătate, în Ungaria, în Germania, am jucat mulți ani și chiar e o deosebită plăcere să mă întorc aici și, nu știu, poate chiar să-mi închei cariera aici la Steaua București. Colectivul este super și cu siguranță voi juca 2, 3, 4 ani de zile, voi mai juca. Suntem nerăbdători să începem campionatul. Anul acesta ne-a venit Tiberiu Negreanu, internațional, care a jucat în Germania, Dragomirescu de la CSM Oradea, Levente Vancix, care a venit din Ungaria. Într-adevăr, avem o echipă foarte bună, dar acest nucleu este un fel de echipa națională și anul acesta vom juca fără străini. Vreau să promovez cu această ocazie și jucători din pepiniera clubului, jucători tineri de perspectivă, pe Popovici, un stângaci de perspectivă, Răducu Alexandru, un jucător care este un pic, joacă mai toate posturile din echipă, un portar. Avem aceleași obiective ca și până acum, câștigarea cupei, campionatului și încercăm și în cupele europene să avem un parcurs cât mai lung. Am revenit în studio. Steaua, de exemplu, va juca primul meci mâine cu Dinamo de la ora 20 pe canalele Lux Sport. După cum vedeți pe ecran, a apărut și programul Superligii Naționale de Polo. Exact cum vă spuneam, CSM Oradea astăzi are cu Sportul de la ora 20, deci este primul meci. Joi, 8 octombrie, Rapid Dinamo și Dinamo Steaua. Apoi vedeți și dumneavoastră, vineri, sâmbătă, duminică, practic de mâine până la sfârșitul săptămânii vedem Polo aproape non-stop pe Luc. A plecat, din păcate, Andrei Iosep de la Steaua după foarte mulți ani în care a obținut titlul național cu această echipă. Sincer, n-am vorbit cu el, deși am o relație de amiciție, așa n-am vorbit cu el să văd ce s-a întâmplat. Voi ce știți despre el? Nu sunt. A fost chiar când am văzut postarea pe Facebook, a postat chiar el. Era o chestie spontană, adică auzisem înainte ceva despre asta, dar nu credeam și nu voiam să cred, pentru că îmi plăcea mult ca antrenor. Nu știu ce relație avea el cu băieții de la Steaua, dar faptul că băieții au câștigat mulți ani la rând campionatul înseamnă ceva. Și acum s-a retras. Vedem ce va fi în continuare cu noul antrenor. Dar voi mergeți și la alte sporturi din cadrul clubului Dinamo? Da, bineînțeles. Eu mereu merg la handball, cel puțin la handball. Eu mai mult la fotbal. Serios? Da. La frați. Da, pentru că am înțeles că tu ești, adică tu preferi mai mult fotbalul din material. Am lăsat discuția să vină acum, să curgă acum. Ce fotbalist preferat ai de la echipa de fotbal? N-aș putea spune că am un fotbalist preferat, pentru că nu ar fi drept pentru ceilalți. Adică, momentan, toți jucătorii de la Dinamo au un potențial foarte mare, au arătat asta în meciul contra FCSB de sâmbăta trecută, în care au jucat foarte bine, chiar dacă au pierdut, nu contează, au jucat foarte bine. Sorescu este un jucător român care îmi place cum joacă. Borhavaie e mai nou, dar și el are o atitudine foarte bună și se vede că tehnica lui este la un alt nivel. Nu știu, rămâne de văzut în continuare ce se va întâmpla. Dar înainte te duceai pe stadion, nu? Da, da, de foarte multe ori. Și strigai în galerie acolo sau pur și simplu te uitai la meci? Nu mă duceam chiar în galeria Hâldan, dar eram acolo foarte aprinsă și trăiam meciul de fiecare dată. Uite, avem aici în plasmă prezența ta la un meci al Naționalei României de fotbal. Da. Ești alături de mama ta? Frații mei și mama, da. Uh-huh. Da. Cred că era meciul cu Serbia. Da. În orice caz, eram foarte excited. Se vede. Da. Mâine Naționala României joacă, pentru că tot a venit vorba de națională, joacă cu Islanda, un meci destul de important pentru echipa lui Rădoi.
Cei de la federație i-au luat un interviu lui Mitriță în avion, asta pentru că el deja este obișnuit cu aceste curse lungi. Haideți să-l ascultăm. Vă dați seama că oboseala încă este, dar sunt zboruri foarte lungi, dar deja m-am obișnuit cu aceste zboruri și cu siguranță mâine voi fi bine. Ce te enervează mai mult, orele în avioane sau orele prin aeroporturi? Ambele. Este un drum foarte lung, trebuie să stai foarte mult în aeroport, dar mereu îmi găsesc ocupație și în aeroport și în avion. Turbulențele, am foarte mari emoții, chiar nu-mi plac deloc, iar am o problemă mare când aterizăm. Ți s-a întâmplat vreodată să fii aproape să ratezi un zbor? Mi s-a întâmplat, dar cum știți și voi, am mare viteză și am prins zborul. Un zbor cum este acesta, de 14 ore cu stat în aeroport, am nevoie cam de 2, maxim 3 zile să fiu bine. Chiar și aseară am dormit foarte bine, deci nu cred că se pune problema de mai mult de 2-3 zile. Cel mai lung zbor intern pe care îl faci în Statele Unite pentru a disputa partide de campionat, cam cât ar fi? Am zburat la Los Angeles, un zbor de 6 ore și diferența de fus orar de 3 ore. După ce am trăit cu zborile din America, România, chiar nu o să mai doresc să zbor după ce o să mă las de fotbal. Timpul cum ți-l petreci pe avion? Muzică? Ascult muzică? Citești? Da, am diferite metode. Am muzică, am seriale pe care le urmăresc, am jocuri. Cu cât mai multe, așa trece timpul cât mai repede. Am revenit, l-am ascultat pe Mitriță. Fetelor, voi mergeți la Naționala de Polo? Sunteți convocate? Eu, da. Adică și Ecaterina a fost. Da, și am fost la juniare. Și urmează, cu siguranță, și la Naționala Mare. În viitor, sperăm, sigur. Da. Am timp, nu asta e problema. Băieții, de exemplu, sunt calificați la turneul preolimpic, merg acolo. Voi, de exemplu, la Naționala de Polo Feminin, în ce stadiu sunteți? Vara aceasta ar fi trebuit să avem campionatul european de junioare la lotul feminin, însă din cauza pandemiei s-a anulat totul și n-am fost anunțate care va fi următorul eveniment. Dar la meciurile voastre, înainte de starea de urgență, înainte de această pandemie, veneau suporteri? Da. Și sunt? Au venit, da, bineînțeles că au venit, s-au postat pe poze pe Instagram, să strângă mai multă lume, să vină să ne vadă. Veneau și jucători de la alte secții, de la Dinamo. Veneau. În mare parte familia, prietenii, da, mereu era cineva. Inclusiv care să ne... persoane din galerie. Uh-huh. Veneau. Da. Dar ținând cont de această rivalitate între Dinamo și Steaua, între Dinamo și Rapid, suporterii erau tot timpul drăguți cu voi, având în vedere că sunteți fete? Au fost momente despre care chiar nu prea vrem să ne amintim, pentru că sunt obișnuiți cu fotbalul, sunt obișnuiți cu atmosfera din tribune de la fotbal, cu rivalitatea asta imensă. La noi chestia asta se percepe altfel, se percepe puțin mai urât, atâta timp cât suntem fete, atâta timp cât părinții noștri sunt în tribună și aud. Uh-huh. Toate chestiile pe care le spun cei din galeria echipelor adverse. Au fost mici divergențe, însă cred că pe viitor nu se vor mai întâmpla. Bine, oricum, noi în mare parte nu auzim ce se spune în tribune. Da, noi personal nu auzim. Avem apel urechi. Abia ne concentrăm pe ce spune antrenorul și nici atunci nu auzim tot ce spune. Dar... mai mult părinții și ceilalți suporteri au ce se spune. Poate că vă și căliți așa cu ce spune gura lumii, să nu luați în seamă. Eu știu. Au fost chestii, tot așa, divergențe pe Facebook. Au fost postate niște texte în care cred că am fost numite cățelușe, pentru că cei de la Dinamo sunt câini și nu știu, erau niște chestii... cred că pot să spun, nu mult gândite. Răutăți gratuite. Da. Noi, niciodată, sincer, nu vreau să spun că Dinamo este o echipă aparte foarte pașnică, dar nu am văzut să postări rele în adresa atât Rapidului cât și Stelei. A, adversarilor. Da. Nu am văzut.
Pentru că tot a venit vorba de suporteri, revenim la subiectul național de fotbal a României și vedem discuția dintre Ali Bek și un suporter. E un fel de campanie pe care FRF TV o face. Fanul care le-a transmis cel mai inspirat mesaj este sunat sau se ia legătura cu acesta pentru a intra în discuție cu fotbalistul său preferat. Da, mesajul meu favorit este cel al lui Luigi Nedelcu din județul Argeș. Voi sunteți cei care mai pot aduce bucurie, dar mai ales mândrie în inimile și în sufletele românilor de pretutindeni. Nu cerem să câștigați campionate mondiale, dar atitudinea, curajul și tupeul în joc vă vor face o forță. Nu sunt în măsură să vă dau sfaturi, dar tricoul național pe care îl purtați are în el speranța și susținerea a milioane de români. Nu uitați că voi dați exemplu copiilor României. Succes! Îți propun să-i facem o surpriză, o surpriză și să-l sunăm. Da. Bună seara! Bună ziua! Ce faceți? Ce fac, așteptam telefonul, chiar nu mă așteptam la așa ceva. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și avem și noi o surpriză pentru dumneavoastră. Un tricou din partea noastră. E incredibil, deci cea mai frumoasă bucurie în anul. Ne bucurăm că să auzim asta. Și Barcelona pierde și marile echipe pierd. Ideea când intrați în teren să vă știe de frică atât. Chiar dacă pierdeți, să pierdeți frumos. Să zic, mult succes, multă sănătate, în primul rând. Vă doresc la toți și ție și tuturor colegilor tăi. Multă sănătate, în primul rând, fără accidentări și fără milă în teren, cum se spune. Am revenit în studio alături de fetele noastre frumoase de la Polo, Ecaterina și Chelsea. Fetelor, voi aveți fani? Ecaterina? Dacă prin fani ne putem referi la familie și prieteni, atunci da. Măcar pe Instagram nu aveți fani. Sunt persoane care nu știm de cât timp ne urmăresc și da. Ce anume urmăresc la noi. Eu poze sper ca prin aceste poze să arăt personalitatea mea pozitivă și diversă. Exact. Păi chiar că e da. Diversă. Aici e poza de la cor, nu? Da, da, da. Aici cea din cu drept. Și pe mijloc. De la cor. Da, și pe mijloc tot cu niște colegi de la cor. Și sus tot cu niște colegi de la cor. Hai să vedem și pagina lui Chelsea. Chelsea, ce să mai? Tu zici că ești fotomodel la Milano. Ai primit propuneri? Da, mult timp, însă mereu am refuzat. De ce? M-am axat pe sport, nu am vrut să plec din sport și toate propunerile le-am refuzat, nici măcar n-am mai stat să gândesc. Deci atât de mult iubești sportul încât ai refuzat? Nu pot să le combin, chiar nu pot să le combin și asta ar însemna să renunț la sport și nu mi-am permis să fac asta. Da, foarte nu știu ce mă așteaptă în viitor, dar de moment am decis totuși să rămân în sport. Un Chelsea, Ecaterina, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, să aveți succes în tot ceea ce faceți și să vă dăruiți sportului exact cum spuneți voi, că simțiți să faceți asta. Mulțumesc noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Cu drag! Aici se încheie emisiunea, dragilor, rămâneți alături de Radu Banciu, eu sunt Gianina Iacob și ne revedem și mâine de la ora 16. Zi frumoasă să aveți în continuare, pe curând! Yeah.